capitolul 2, cine are Biblie, să mă urmărească, pagina Bibliei 924. O să citesc câteva versete, 1, 2, 3, 4 și versetul 11. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că a venit a venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne chinăm lui. Când a văzut împăratul lui Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și căuta să află de la ei unde trebuia să se nască Hristos. Versetul 18. Au intrat în casă, a văzut pruncul, Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ, i s-au închinat, apoi și-a deschis vestirile, i-a dus darul, aur, tămâie și smirnă, slăvit să fie Domnul. Respectul să ne reocupăm locurile, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă promit înaintea lui Dumnezeu că nu o să predic mult și las loc pentru fratele Florin, păstorul din Brașov, să cele Dumnezeu să-L întărească în seara aceasta, să ne întărească Domnul și pe noi. Amin! Acum câteva zile, parcă acum două zile, ce era? Era Crăciunul, așa e? Vă pun o întrebare, era Crăciunul sau nașterea Domnului? Nașterea Domnului, fraților. Unii ne înșelăm, aud predici, aud cântări și spune că a fost Crăciun. Crăciunul nu spune că noi născut despre El, nu spune nici o Evanghelie despre El. Dar iată că și noi, unii dintre noi, ne înșelăm de multe ori și spunem de Crăciun. Am întâlnit cu cineva și spunea, Remuse, unde merge Crăciun? Și am zis, ce înseamnă Crăciun? Pe Crăciun nu știi ce înseamnă? Un om sfânt! Și am zis, sfânt nu e decât Dumnezeu! Slăviți să fie Domnul! Aleluia! Ce am auzit de la frați, ce am mai studiat prin cărți, Crăciunul, era un om în care Iosif cu Maria n-avea o locuință unde trebuia să nască Maria. Când fugea în disperare și spunea frații mei care era mai bătrân, spunea fermător că omul acela, proprietarul acela, se numea Crăciun și Crăciunul o să dea o cameră frumoasă pentru Domnul. Iată că Domnul Crăciun ce a dat? A dat un crăști și oamenii mai mult îl sărbătoresc în cântărilor lor, în loc să mai auzi de Iisus că s-a născut, scot în slavă și glorie pe Crăciun. Nu știu dacă există numele acesta de Crăciun, cine l-a inventat, dar eu știu că există un Iisus care e viu, aleluia! Aleluia, surorilor! Trăiască Domnul! Trăiască puterea lui Dumnezeu! Am citit despre niște magi și mesajul meu în seara aceasta, în scurte cuvinte, vreau să-i dau denumirea cum să fac pe Domnul să fie fericit! Oare prin tradiția ta îl faci pe Domnul să fie fericit? Oare prin mâncarea ta nu-i pe casa, e mâncare bună în casa ta? Oare prin sărbătorile tale, dacă n-ai o haină, nu ești bine îmbrăcat? Crezi că lucrul acesta îl apreciezi pe Dumnezeu? Îl faci tu bucuros pe Dumnezeu? Oare prin lucrul acesta? Pocăința când am primit-o acum 20 și ceva de ani, nu era așa. Oamenii sunt acum cu pretenții. Dacă în biserică nu e stație bună, nu e cântăresc bun, întreabă, nu vii la adunare. Și se întristează Domnul, nu mai îl face pe Domnul bucuros. Vorbește, Doamne. Oamenii sunt cu pretenții. Înainte când am primit pe Domnul, pe jos era pământ. Dar când puneam genunchii jos, îl simțeam pe Dumnezeu. Aleluia! Acolo când intram în biserică, palmele mele când le puneam jos, era plin de praf. Dar simțeam pe Duhul Sfânt. Aleluia! Te trebuie în seara aceasta, mai simți pe Domnul în casa ta. Glorie ție, Doamne! Mai îl faci pe Domnul bucuros, aleluia, prin faptele tale. În adunare când vii, îți permis să ieși afară, unii spune, dă-mă o cafea, dă-mă altceva. Să mă simt bine în adunare, dacă nu pleacă acasă. Măi, fraților, să înțelegem Evanghelia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e un Dumnezeu sfânt. Că Dumnezeu e un Dumnezeu minunat.
Dacă oamenii nu i-a dat cinste ca rege, ca un împărat, care Maria, mama Mântuitorului, când a auzit vestea aceasta, ce făcea femeia aceasta? Mereu, spune cuvântul lui Dumnezeu, se gândea la cuvintele Domnului și aducea aminte, derula mereu mintea ei și se gândea. Te întreb în seara aceasta, nu ești mentorul meu? În casa ta și în familia ta, mai de când ești la cuvintele lui Dumnezeu? Amin. Păi dacă mergi la cineva în familie, nu că predica mea să dai, să recuperezi la cineva prin cuvintele mele, dacă Duhul Sfânt îți spune să spun demonstrare, demonstrare vă spun. Amin. În multe familii când intri, știi ce întreabă prima dată? Întreabă de afaceri, ce ai făcut, cum ai câștigat? Mă, dar unde e rugăciunea ta? Mă, dar unde e puterea ta ca om al lui Dumnezeu? Mă, când intrai la cineva acum câțiva ani în casa lui, în familia lui, pe acolo te lea în primire Duhul Sfânt. Am intrat în familie și familia aceea avea 9 copii. Omul acela avea 9 copilași. Dar când am intrat în casa aceea, în cuptor, spunea la soția lui, dă focul acela mai încet, că să arde mâncarea. Și când am deschis cuptorul, știi ce mâncare avea? Avea niște cartofi. Avea niște cartofi acolo în cuptor. Dar când a chemat copiii la rugăciune, când a chemat soția la rugăciune, când copiii s-a pus în genunchi, copiii a început să plângă înaintea Domnului. Și spune mie în felul următor, un copil de 12 ani, așa îți vorbește Domnul. Aleluia! 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 Trăiască puterea lui Dumnezeu! Aleluia! Oamenii lui Dumnezeu care sunt oameni generoși și integri, îi face pe Dumnezeu să fie un Dumnezeu bucuros! Aleluia! Oamenii lui Dumnezeu care sunt oamenii lui Dumnezeu sunt ca un magnet care atrage! În seara aceasta, mă rog să-i atragă puterea lui Dumnezeu! Aleluia! În seara aceasta mă rog ca puterea Duhului Sfânt să te ia în primire! Aleluia! Iată că oamenii aceștia, magii aceștia, s-a pus în contribuție. Mă, m-am gândit așa eu acum câteva zile, cum am făcut ei? Am lăsat familia, am lăsat totul, aproape o lună și ceva, s-a dus să-l caută. Și n-a fost ușor. Mă, ei n-au avut o mașină. Acum ați permis, cumpăr un bilet de avion, să nu călătorești, să te doare picioare, să umflă picioarele tale, să mergi cu avionul, să ajungi mai repede. Dar oamenii aceia, pe cămila aceea, nu s-a gândit că căuloana lor nu merge așa, nu rezistă așa bine fizic. E totuși avea nevoie să-L vadă pe Iisus. Aleluia! În seara aceasta nu vezi pe Iisus aici? Domnului. Îl simți pe Iisus în adunare? Aleluia! Un poet de cântare spunea, îl simt în atmosferă, îl simt în inima mea, îl simt în viața mea. În seara aceasta mă rog să simți că e prezent în adunare! Trăiască numele lui Iisus Hristos. Să se coboare Domnul în seara aceasta. Să te ia primire Duhul Sfânt în seara aceasta. Să prinde Domnul flacă în seara aceasta. Și dacă în seara aceasta e un pompier aici, mă rog ca Dumnezeu să-l trezească. Să nu stingă focul. Și în seara aceasta Duhul Sfânt să fie în adunare. Trăiască numele Domnului. Trăiască numele Domnului. Trăiască puterea lui Dumnezeu! Trăiască Duhul Sfânt! El este aici în adunare! Și le preamărim pe Domnul ca e un Dumnezeu oștirilor! Și spune cuvântul lui Dumnezeu că magia aceea s-a dus să-L caute pe Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu spune că căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Aleluia! Îl cauți pe Domnul, îl găsești. Stai acasă nepăsător, n-ai cum să-L găsești. I-am zis la cineva, mă, vii la adunare. Păi nu vii la adunare. Stau în casa mea și mă rog, e bine că stai în casa ta, te rogi. Dar eu știu când copilul Dumnezeu vine în adunare de la o distanță mare, nu contează că nu vede bine, nu contează că afară e frig sau cum este vremea. El se duce și caută pe Domnul. Magia aceea n-a fost ușor. În deșert să se ducă să-L caute pe Iisus. Pe tu la 300 de metri, 500 de metri. Pe cu greu mai vii în adunare. Poate vii ultimul și perești primul din adunare. Și se lupte păstorul, se lupte frații. Mai rămâi în prezența lui Dumnezeu și rămâi tot în starea aceea. Cum
îl faci tu pe Dumnezeu să fie bucuros? Doamne, te rog frumos să te cobor în seara aceasta. Aleluia! Mă rog ca Duhul Sfânt să te ia în primire. Amin! Fie Domnul ce vă spun, când am plecat de casă, mi-era foarte rău. Când am stat pe bancă acolo, vă spun, zice, m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, dă-mi putere să răzist, să stau în picioare. Nu am nici putere fizică. Dar îmi mulțumesc că am simțit mâna Lui, că e aici. Am simțit mâna Domnului, că e peste mine. În seara aceasta, dragul meu ascultător, sună, dragă, scumpă, care ești în adunare, atenție, Duhul Sfânt îmi face de cunoscut că e cineva care e bolnav în seara aceasta. E o soră care are o boală grea. Mă rog ca Duhul Sfânt să-ți dea vindecare. Mă rog ca Domnul să se prezinte lângă tine. Mă rog ca Duhul Sfânt să-ți dea vindecare în seara aceasta. Dumnezeu să aprobe cererea ta. Duhul Sfânt să te ia primire. Doamne, atinge-te în seara aceasta de noi. Dumnezeu s-a săturat de oameni formaliști. Dumnezeu s-a săturat de oameni care spune că i-a promis în ciuruințe. În fiecare an mă pocăiasc. Și apoi a doua zi tot așa se duce. Tot în starea lor se duce. În seara aceasta Duhul Sfânt să te ridice. În seara aceasta puterea lui Dumnezeu să te ia în primire. Trăiască samariteanul milos. Oamenii aceia, magii aceia, a venit de la o îndepărtare așa de mare. S-au unit, s-au găsit într-un loc și s-a dus să-L caute pe Iisus. Lăudat să fie numele Domnului. Și am scos aici trei lucruri în care oamenii aceștia au făcut înaintea lui Dumnezeu. Primul lucru, au dat timpul lor. Oamenii aceștia au dat timpul lor. Te întreb în seara aceasta, timpul tău îl mai dai Domnului? Aleluia! N-a fost ușor și a lăsat afacerile lor. Erau niște oameni înțelepți. Nu erau oriși cine. Au dat timpul lor și trebuia să-L caute pe Iisus. Era că nu auziți o stea! Era că nu auziți o stea! În seara aceasta, tu care ești în adunare, vreau să subliniez ceva și să spun, tu ești călăuzit de Dumnezeu! Tu ești călăuzit de puterea lui Dumnezeu! Și oamenii în vreme ca aceasta așa îi văd! Ei vrea să fie un star, să fie o stea! Să-i aplaudă oamenii! Să te supui lor! Dar în seara aceasta, spune omul lui Dumnezeu Ioan, mă micșorez eu, Doamne, să crești Tu, lăudat să fii Domnul. Dacă în seara aceasta te-ai micșorat, dacă în seara aceasta te-ai făcut un om smerit, mă rog ca Domnul să te ia în primire. Aleluia. Mă rog ca puterea lui Dumnezeu să fie peste inima ta. Lăudat să fie numele lui Iisus Hristos. N-a fost ușor cât a călătorit ei, a dat timpul lor. N-a avut cu ei acolo un frigider din ăla care călătoresc oamenii să iau Coca-Cola, să iau apă rece, fără pretenții, pentru că ei dorința lor era să-L vadă pe Iisus. A dat timpul lor, timpul tău, îl mai dai lui Dumnezeu. Păi frate, păi nu poți să vin la adunare, păi frate, nu poți să vizitez. Timpul meu s-a ieșuat, s-a epuizat, nu mai ai timp de rugăciune. Nu mai ai timp de vizită! Nu mai ai timp să mai mingi pe cineva! Timpul tău nu mai e bun înaintea lui Dumnezeu. Vorbește, da. Dar ai timp pentru afacere. Ai timp pentru alte lucruri. Dar pentru casa Domnului nu mai e nici timp. Nici pentru casa Domnului nu mai e timp. Nu mai îți faci timp nici de rugăciune. Paranoș, Perecanodos, Manahabit. El și-a făcut timp și a zis, Tată, fii pe pământ. Psalmul 47, e scris în sunul cărții, fii pe pământ, să fac voia ta. El a avut timp, a venit la ai săi, ai săi cum l-a primit cu reclamă? L-a primit ca un star, ca o stea, cum l-a primit? Nu l-a primit cu bucurie! A fost la ai săi, dar ai săi nu l-a primit!
Nu ești așa bine prețuit în patria ta. Poate în biserica ta faptele care faci cele mai bune nu ești așa de apreciat. Știi ce mi-a zis odată o prorocie? Bărbatule, chiar dacă ești culit, disprețuit și aici nu ești apreciat, vine vremea când într-o zi vei fi apreciat de mine. Trăiască numele Domnului. De aceea, haideți să ne unim înaintea lui Dumnezeu. Al doilea lucru care îl văd eu, lămași aceștia spune că a dat inima lor. Spune că a intrat în casă și s-a închinat. A dat inima lor. În seara aceasta te întreb și mă întreb, inima ta e predată lui Dumnezeu 100%? Poate te gândești, Doamne, acum 7, 10 ani, 9 ani, acum un an am primit și botezul, am dat inima mea. Știi ce spune Domnul? Renunță! Mie nu-mi place oameni cu 3 sferturi, 40-50, 99%, 100%, vreau să te închin mie, vreau ca inima ta să fie în totalitate. Aleluia, și vreau să mai spun ceva. În inima ta, în seara aceasta, în inima mea, ce este? Spunea o fetiță care trebuia să fie operată. Și a zis, fetiță, spunea un doctor, eu vreau să te operez, să-ți repar inima ta. Și a zis, domnule doctor, nu mai fă o operație, că dacă mă operez și vei căuta în inima mea, îl vei găsi pe Iisus. Aleluia! Trăiască numele lui Iisus Hristos. În seara aceasta, cel mai mare doctor, chirurg, dacă va veni la inima ta să te controleze, ce găsește în inima ta? Aleluia! Ce ai în inima ta tu bun în seara aceasta? Pe cine găsește? Lasă-ne! Oameni, dă-ți piatra la o parte și veți vedea slava lui Dumnezeu! A dat piatra la o parte și a văzut slava lui Dumnezeu! A văzut cum omul acela Lazar a ieșit afară! Și-a mai zis, dezlegați-l pe Lazar! Și vreau să ajungă aici! Dacă inima ta e legat cineva, anul acesta l-ai ținut legat! Toate ziua tăi tu s-ai clevetit! În loc să stup! În loc să fii un om generos! T-ai dus la vecinii de pe vezi ce-a făcut fratele Vasile? Vezi ce-a făcut Seba? Cum a fost inima ta? Cum a fost inima mea? Te întreb în seara aceasta. Știi cum a fost inima ta? Domnul când a văzut-o a zis, nu-mi place inima ta. Inima ta nu e perfectă, nu e curată. Matei capitolul 5, cu versetul 8, știi ce spune? Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Amin. Vrea ca seara aceasta, Iisus, în inima ta să, din punct de vedere igienic, să găsească curățenie. Aleluia. Să găsească în inima mea curățenie și apoi spui că omul lui Dumnezeu David, trăiască Domnul! Trăiască Domnul! Aleluia. Și vei spune, trăiască Domnul! Aleluia. Și vei spune necetat, trăiască Domnul! Aleluia. Trăiască puterea lui Dumnezeu! Amin. A treilea lucru care am văzut și vreau să mă apropie de încheiere, ce am văzut la magii aceștia, a dat banii lor, s-a cheltuit, a dat banii lor. Măi, fraților, înțelegeți Evanghelia adevărată. Pe calea lui Dumnezeu trebuie să te cheltui. Trebuie să faci ceva pentru Domnul. Glorie Domnului. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 11, care l-am citit. Au intrat în casă. Au văzut pruncul cu Maria, mama lui. S-a aruncat cu fața la pământ. I s-a închinat. Apoi și-a deschis veschirile. I-a adus daruri. N-a venit pe gratis. A adus daruri. A dus ce a dus, aur, tămâie și smirnă, nu e timp să predic despre lucrurile acestea. Dar predica care vreau pe înțelesul tuturor, tu, la Domnul, ce aduci? Ce faci pe calea lui Dumnezeu? Ce fac eu? Sunt oameni amărâți pentru casa lui Dumnezeu în slujire. Ce aduci tu în casa lui Dumnezeu? Ce aduc eu în casa lui Dumnezeu? Oamenii aceia când l-a văzut pe Iisus, n-au venit cu mâinile goale. De multe ori întâmpinem oameni pe teren, îi vedem
Știi ce se întâmplă? Cel mai greu la cineva vorbesc în ghilimele la frați, cel mai greu este lucrul acesta, când trebuie să ajută un sărac. Dar cel mai ușor la ăla care e zgârcit, știi care este? Să ia prima dată. Se deschide mâna lui. În seara aceasta, deschide și inima ta și mâna ta. Amin, amin. Ajută-ne, Doamne. Fă lucrarea lui Dumnezeu cu băgare de seamă și Dumnezeu te va binecuvânta. Glorie Domnului. Lăudat să fie numele lui Iisus Hristos. Amin. Mă rog ca în seara aceasta să deschizi veseria inimii tale. În veseria inimii tale să găsească Domnul ceva bun. Când te va controla, da, da, să știi că am găsit ceva bun în El. Am găsit dragoste, am găsit milă, am găsit iubire, e al meu! Asta mă face să fiu bucuros! Odată a venit Richard Fulbach din închisoare și când a venit în închisoare, a venit la toți colegii lui și a zis, sunt bucuros! Și prietenii l-a întrebat, a dereglat atâta bătaie, de ce ești bucuros? Că l-a făcut pe Iisus să fie bucuros, să fie vesel, slăvit să fie Domnul. În seara aceasta, prin faptele tale, prin iubirea ta, îl faci pe Domnul bucuros. Lăudați să fie numele Lui Iisus Hristos. Să se prezinte Domnul în seara aceasta în inima ta. Amin, amin. Să te ia în primire Duhul Sfânt în seara aceasta. Amin, amin.